Salut din nou, dragilor, sunt Maran la Una Cafe în Bistro, iar astăzi vă invit din nou în barul din bucătăria mea. Astăzi am acceptat provocarea Mix Inside Challenge, iar pentru voi am pregătit o băutură pe bază de vodka. Am zis că e vodka. Am ales această vodka pentru că este puțin mai soft. Pentru început o să avem nevoie de un pahar sau o cană specială. Pentru a-i dau un flavor băuturii. O să afumăm puțin cana cu lavandă. Între timp noi vom pregăti băutura. Am nevoie de un shake. 20 de ml de lime proaspăt. Pentru voi astăzi am pregătit un sirop din zmeură cu păpădie și puțin unt de arahid. Și o să avem nevoie de 20 de ml. Bineînțeles, de vodka Stalinskaya. Să folosim 50 de ml. Pentru a ne întări puțin mai mult.